Bun găsit, sunt Sergiu Voicu, începe România Fast Forward. Căutăm în această emisiune mentor, modele, oameni de succes care să ne inspire și să ne arate drumul spre o viață poate mai bună, mai prosperă. Iar în ediția de astăzi aflăm povestea lui Daniel Truică, antreprenorul celei mai mari agenții de turism online din România. Cum a reușit el să ajungă la succes? Salut, Daniel! Salut, întrebarea firească ar fi... Cât de mult călătorești? Călătoresc cam de 2 ori pe an. Am descoperit că obțin aceeași plăcere fiind aici, sau o plăcere mai mare fiind aici, decât pe care aș obține-o într-un concediu. Ești genul de antreprenor care se implică total în afacere sau delegi mult din atribuții? O întrebare complicată. Cred că eram cel care se implica foarte mult până la micromanagement. Am descoperit un lucru... de bază, afacerea nu poate să crească bazată pe un om. Afacerile puternice cresc pe echipe. Când erai mic, visai să devii medic. Cu ce gând? Pur și simplu, într-o zi mi s-a năzărit că aș vrea să fiu medic. Nu am niciun regret că n-am mers pe drumul ăla. Foarte mulți tineri în momentul ăsta, imediat după ce termină școala, își imaginează că o să devină patroni. Mm-hmm. Tu îmi putea spune că ești un astfel de exemplu, mm-hmm, aproape că nu ai lucrat, ai fost patron, antreprenor din totdeauna. Cred că am avut un singur job adevărat. M-am angajat la o firmă de contabilitate unde am rezistat aproximativ 3 luni, ceea ce a fost foarte bine pentru că mi-am dat seama din start că nu e pentru mine. Și deși mama ta te visa contabil în orașul natal, da, sau că vei lucra la administrația finanțelor publice din Sibiu, din Sibiu, da, fie foarte fericită, n-a fost mama în niciun caz așa. Sau de asta, da. Nu, pentru că am descoperit că nu mi se potrivește. Am descoperit că aș fi fost un contabil mediocru, hai să-i spunem. Și atunci am renunțat la acest job, iar în anul 3 de facultate am plecat în Statele Unite cu un program cultural. A fost prima excursie în afara țării. Își imagina că acolo va vizita și se va distra. Nu a fost chiar așa. Daniel s-a angajat și a realizat că poate învăța mai mult acolo. A rămas aproape, să zicem, 2 ani în Statele Unite, pe perioada facultății. Și cred că ăla a fost declicul pentru mine. Și cum de n-ai rămas în America? Ce te-a convins să te întorci acasă? Am considerat că oportunitățile în România sunt mai mari decât acolo. Și mi s-a părut că aș putea să fac lucrurile mult mai repede acasă, într-un loc pe care cât de cât îl cunoșteam. Împreună cu un coleg de facultate, în anul 2002 au pus pe picioare o prima afacere în România, o firmă ce activa în domeniul publicității, dar care avea și o componentă dedicată studenților români care voiau să călătorească în Statele Unite. Domeniul turismului devenea însă tot mai tentant pentru a pune pe picioare o companie separată. Decizia de a porni această afacere a venit întâmplător, pe stradă, într-o plimbare de-a ta, când te-ai dat seama că... Ne plimbam pe Maghieru și am trecut literalmente pe lângă 5 agenții de turism, toate cu sedii, cu vitrină, foarte frumoase, foarte atrăgătoare, cu ofertele în geam. Pentru mine a fost pur și simplu întrebarea, cum ar fi să fim a 6-a agenție pe această stradă? Cum o să concurăm cu ei? Putem să facem o agenție, dar hai să facem online. Nici nu știam dacă există în România așa ceva. Tu ai ajuns să faci această afacere dintr-o întâmplare. Nu erai pregătit în domeniul turismului, nu aveai studii de specialitate. Pentru noi cred că a fost cel mai mare avantaj competitiv. Pentru că am putut să privim ceea ce se întâmplă într-un domeniu pe care nu îl stăpâneam, cu ochii unuia care se uită din afară și începe să-și pună o serie de întrebări. Cele mai intense momente din activitatea ta de om de afaceri? Primii 4 ani cred că au fost extrem de intensi și de dificili. Compania creștea foarte, creștea accelerat. Aveam rate de creștere de 500% de la lună la lună. Nu reușeam să angajăm suficient de rapid pentru creșterea noastră, apoi reușeam să angajăm suficient de rapid, dar nu mai aveam spațiu în sediu și trebuia să ne mutăm. Am avut curiozitate să mă uit în sistemele noastre de apeluri și am văzut că rata de preluare este de 30%. Adică 70% dintre apelurile noastre erau pierdute. Asta însemna o grămadă de clienți pierduți, o grămadă de bani pierduți. M-am dus la Dani în secunda 2, m-am dus la el în birou și l-am rugat să aibă încredere în mine că vreau să-i propun un plan să schimbăm setup-ul departamentului de customer care
și cu siguranță o să îndreptăm lucrurile astea. Și setup-ul funcționează și astăzi și a fost preluat chiar și de companiile din restul companiilor din grup. Cum ați ajuns pe locul întâi în România? Am investit enorm de mult în tehnologie. Ați venit și cu inovație? Da, am venit cu mai multe inovații. Creăm niște itinerarii unice care sunt mult, mult mai ieftine decât ce poți să găsești pe piață. Ce facem noi? Facem o combinație de zboruri care ajută pe client să ajungă la destinația finală cu costuri minime. Cum arată trendurile din piață în momentul ăsta? Dispozitivele mobile sunt din ce în ce mai utilizate. Și este pentru prima oară când observăm mai multe rezervări făcute de pe mobil decât de pe desktop, ceea ce e foarte important. De asemenea, se fac din ce în ce mai multe plăți cu cardul. Pentru noi, ca procesator, avem deja spre 86% dintre clienții noștri folosesc cardul pentru a plăti biletele de avion. Iar performanțele agenției au primit și recunoaștere internațională. Pentru 3 ani la rând a fost numită compania cu cea mai mare creștere din Europa Centrală și de Est. Acum 10 ani aveam 1000 de bilete pe lună și în 2019 am avut peste 42.000. Volumul total de tranzacții pe care l-am procesat a fost în jur de 75-80 de milioane de euro. Cota noastră de piață în agențiile online este de 60% și undeva în jur de 12-13% din absolut toată piața. Viteza de creștere este mai rapidă decât mersul nostru cu liftul. Mai este loc în piață și în special cred că este loc în piață pentru companii care oferă nu doar tehnologie, ci și grijă pentru client. Am lansat curând un produs care este unic în România. Nici nu știu dacă există în Europa. Este o asigurare că dacă nu poți să călătorești, indiferent de motiv, absolut orice motiv, noi îți rambursăm 90% din contravaloarea biletului de avion. Biletele de avion sunt majoritatea nerambursabile. Noi nu câștigăm bani din asta, ci pur și simplu facem pentru clienții noștri. Când este cel mai bun moment să-ți cumperi bilete la prețul cel mai mic? Cel mai bun moment să-ți cumperi bilete la prețul cel mai mic este luna ianuarie. În general sunt cu 50-60% mai mici decât tarifele standard. O companie românească, născută în România, dar care și-a trimis pui în afara țării. Avem prezență în Polonia și am lansat în 2017 un brand care are un model de business puțin diferit față de compania din România și cea din Polonia, care este prezent pe 14 țări din Europa. Sperăm să extindem acest business inclusiv către zona asiatică. Căutăm exemple mentori. Este Daniel un mentor? Cu siguranță este un mentor, de la care ai de învățat în fiecare zi. Este genul de persoană care îți aruncă niște provocări, fără să te împingă spre ele, ci să vrei să ți le asumi și să îți îndeplinești obiectivele prin ceea ce știi să faci mai bine. Are o imaginație fantastică. Am învățat de la Dani să am încredere în oameni, să deleg. Ce pasiune are? Dani este foarte pasionat de sporturi. Sportul de iarnă. Se simt pasiunile lui și la birou? Ba chiar a adus un skateboard la birou și noi facem lucrul ăsta, ne dăm cu skateboardul prin birou pentru că ne place să îmbinăm fanul cu munca. Dacă ar fi să-l caracterizezi pe Daniel, cum l-ai caracteriza? El conduce prin exemplu, în primul rând. Cred că tinerii ar trebui să-și asculte puțin mai, să asculte mai mult de ei și de intuiția lor decât de familie. Din momentul în care ți-ai propus ceva și începi să lucrezi zi de zi pentru lucrul ăla, ai șanse foarte mari să-l atingi. A pivota este în regulă, pentru că poți să-ți dai seama că niște premise pe care ai pornit nu se mai aplică și atunci schimbi traiectoria. Nu este nici greșit să renunți în momentul când îți dai seama că te-ai înșelat și că nu o să se întâmple. Problema este că renunți prea ușor. Mare parte din oameni renunță un pic înainte, mai repede, prea repede. România cum arată acum? Cum sunt perspectivele în România? Scuze-mă un pic. Și mi-ai pus o întrebare grea și trebuie să mă gândesc cum să-ți răspund. Ne îndreptăm practic către un dezastru demografic și foarte mulți oameni înțeleg că nu le mai este locul aici. Iar acești oameni sunt convins că văd niște schimbări, dar au ajuns la concluzia că la ritmul în care ne mișcăm
nici măcar copiii lor nu o să aibă o viață drastic mai bună. Și cred că ăsta este motivul pentru care pleacă. România de business mai are o problemă cu predictibilitatea. Deși lucrurile se schimbă și se schimbă în bine, trebuia să fim într-o complet altă realitate.